500 de grame de făină, 500 de grame de zahăr, 7 ouă pe care le-am separat, 20 de grame de cacao, 100 de grame de nucă măcinată, 10 ml de oțet, 20 de ml de esență de rom, o linguriță de praf de cop și 50 de ml de ulei. Adăugăm în mixer albușurile, viteză mică. Dumneavoastră puteți folosi telul sau mixerul de mână. Le lăsăm să se mixeze timp de 2 minute, apoi vom mări viteza. Zahăr puțin câte puțin. Când vedem că albușul s-a întărit, oprim, le mutăm într-un bol, apoi le lăsăm la rece, până vom avea nevoie de ele. Vom apuca de gălbenușuri. Punem gălbenușurile în mixer, dăm la o viteză mică uleiul, puțin câte puțin. Lăsați-l la viteză mică timp de un minut, apoi măriți viteza. Lăsăm încă un minut să se mixeze, apoi vom adăuga albușurile. Îl lăsăm să se mixeze puțin la viteză medie. Adăugăm făina, puțin câte puțin. Lăsăm să se amestece bine timp de un minut. Într-un pahar punem oțetul, în care adăugăm praful de cop, amestecăm bine și îl turnăm peste compoziție. Esența, nuca pisată, și lăsăm să se amestece timp de un minut. Oprim și îl vom pune în forme. Jumătate din compoziție. Apoi adăugăm cacao. Cacaoa, amestecăm bine. După ce am terminat, am adăugat și compoziția cu cacaoa, le vom introduce în cuptor. Le vom pune la copt, la o temperatură de 180 de grade, timp de 30 de minute. Aceasta este rețeta de chec cu nucă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.